ajuns, scumpă? Ai ajuns? Bună, bunico. Am ajuns. Într-un final. Și din cauza asta ne-am certat, bunico. Nici acum nu vorbim. Nici nu știu ce să mai zic. Numai stres, supărare. Mersi, bunico. Cu drag, scumpa mea. Hei, dragă, viața nu este întotdeauna așa roz, cum vrem toți să nu avem probleme, dar... Da, bunico, dar la mine prea s-au strâns toate grămadă. Simt că nu mai pot. Și una peste alta mi s-a defectat o porcărie la mașină și trebuie să scot bani pentru reparație acum. De parcă n-aveam altceva mai bun de făcut cu ei. Știu ce înseamnă. Am trecut și eu prin multe. Imaginează-ți că noi am prins vremuri mult mai grele decât sunt acum. Pe vremea aia poate că era mai greu, da. Sunt sigură că viața era mult mai ușoară. Viața este la fel în orice perioadă, draga mea. Fiecare epocă le are pe ale ei, cu bune și cu rele. Dar nu vrei mai bine să mă ajuți pe mine la mâncare? Sigur, bunică. Doar să-mi zici ce am de făcut. Te rog, adu-mi câțiva morcovi, câteva ouă și te rog, adu-mi și cafeaua din dulap. Bunico, de-aia nu beau cafea la ora asta. E pentru mine, dragă. Ce vezi aici, draga mea? Morcovi, ouă și cafea. Am să te rog frumos să pipăi morcovul. Ce înseamnă asta, bunico? Apa fiertă reprezintă greutățile pe care le avem fiecare dintre noi, alea pe care mi le tot povestești în fiecare zi. Morcovul inițial a fost tare, ferm, aspru. După fierbere, a devenit moale. Așa este. Am să te rog frumos... Acum să spart acestea. Inițial, coaja lui proteja lichidul din interior. După fierbere, interiorul a devenit tare. E adevărat, bunico. Acum am să te rog să buști cafea. Boabele de cafea măcinate, puse în apa fiartă, i-au schimbat acesteia și gustul, și mirosul, și culoarea. Tu, cum alegi să fii? Ca morcovul? Ca ou? Sau...